amintesc că în 1993 am fost la primarul orașului și pur și simplu m-a dat afară. Futu-vă cu cultura voastră cu tot. Prima ediție au făcut festivalul pe un televizor. Atunci era important să îi ajute cineva, atunci nu i-a ajutat nimeni. În primul an am proiectat filmele pe un singur televizor. În anul următor am avansat și proiectam filmele pe 4 televizoare, legate în rețea. There were just 4 tellies and a couple of video recorders and they were playing those VHS tapes. Deja se vorbea de festival ca de o performanță care înscria Sibiul pe harta festivalurilor din Europa. I've been coming to Astor Festival since the first edition in 1993. And I mean, it's true that documentary is completely different now. Deci cumva Astra a crescut organic cu această expansiune a filmului documentar în lume. 25 de ani de filme și realități profunde, filme care ne-au îmbogățit și care ne-au transformat. 25 de ani, un sfert din România modernă, în miile de filme de la Astra Film. Zeul ajungea din Polovraci până la Sarmisegetuza cu ușurință, stăbătând pasaje subterane care au rămas și azi nedescoperite. Au făcut un drum bun, că le-au dat ajutor și la istoriștenți, și dar și la noi. Dar cu biserica asta o știu clar că da, că era în copărul lor și aia, și poate 3-4 fete. Dedicăm acest film centenarului. Sunt mărginean de aici și, să vă spun drept, am emoție pentru ce am văzut. Am fost impresionată de modul cum a fost prezentat Transalpina. Și îmi plac imaginele, cum montajul și tot. Mi se pare fascinant și poveștile. Floricică șorana, toți boierii se temea. Până la vodă Caragea, până la vodă... Lili, buy them here, get them signed if you buy them. Sign them and open them. We'll spend your money, we'll waste your money. You get CD signed. Norville, tell them. If you're passionate about your project and if you really feel that you have to make it, and it's sometimes it's a momentum in time as well, because you can only make it on this moment and you cannot wait for another year, I would say just start and go for it. That's for me always been the goal also of ITFO, whether it's a political discussion or an aesthetic discussion or a moral discussion. But I want people to come out of the theater and not agreeing. Atunci când copilul se naște, se percepe ca mama făcând parte din el. M-am bucurat foarte mult pentru că a existat această direcție de discuții către psihologia maternității. Is being brought by the idea that, well, there's another religion coming and there's another culture coming. The culture and values is what's at stake. And talking about those things, again, is a really good thing to do.
what really links up this whole fascinating group of films is a time in Europe when people are really trying to rethink what politics means for them and what the political community means. Multe din ideile pe care le am nici măcar nu mi-aparțin. Le-am preluat din sistem. Acum fac curățenie în viața mea. You know, if you're operating as a journalist out in public, you have certain protections, and that's where IDA tries to advocate on behalf of filmmakers if someone's giving them any issues. Care are mindset-ul de a crea content, mai bine în jur de mamă decât să-i cenzurezi conținutul. Cenzura pe care algoritmii Facebook ne-o impun în fiecare zi este o metodă de cenzură mult mai subtilă și care ne afectează de fapt mult mai tare. Concluzia serii pentru mine a fost de fapt că globalizarea s-a atins din punct de vedere digital. Secțiunea de anul acesta de la Astrafilm ne ajută să începem măcar să zgâriem la suprafața acestor subiecte. Nici castel cu slujitori, în căruță m-am născut, din căruță știu să cânt. Lai, la, lai, lai, la, lai, 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 lai. De asta e important și un festival de film. E un soi de parte din această mișcare de curatoriat care e absolut vitală pentru cultură, știi, orice, în orice domeniu. Ce mi se pare mie extraordinar la povestea asta cu premiile Lux este această apropiere între parlamentarii europeni și ceea ce se întâmplă în real în cultura europeană actuală. Premiile Lux au fost create ca un efort al Parlamentului European de a susține industria cinematografică europeană, producătorii și regizorii de filme europene, dar și de a promova cultura și valorile europene. Care avea piața lui, practic, în Franța, pentru că s-a născut alte greutăți, dar are satisfacție pe măsură și de aceea că sunt aici. La vide! În afară de traducere care înseamnă locuri uitate, să ne punem problema
numărului prea mare de români care părăsesc țara. Trebuie să ne punem problema unei readaptări în modernitate a identității naționale. Spunea domnul Hurezeanu, vorbea de criza identitară a acelor persoane din, a oamenilor din filmul pe care l-ați văzut. Cum spunea băiatul ăla la un moment dat, în luna asta în care stăm aici, ne dăm în stambă în toate felurile. Încercăm să fim din nou, într-un fel, să ne afirmăm identitatea. Și atunci apare o întrebare pentru mine cu un răspuns deloc banal, dar pe care foarte puțină lume și-o pune în țara asta. Ceea ce la un român, și sunt tot felul de filme, de module, de limbaj cinematografic documentar care explică lucrurile, le tulbură, le pun întrebări noi. E, asta e important, asta s-a întâmplat aici. Este un fenomen extraordinar. Eu nici n-am reușit, evident, să înțeleg în cele câteva zile petrecute aici misterul acestui festival. Cum a reușit domnul Budrala în 25 de ani să creeze acest fenomen social? Cum aduce copiii? Asta e un lucru extraordinar, faptul că a stabilit acest contact cu școlile. Vin foarte mulți copii să vadă filme documentare aici, este un lucru nemaipomenit. Mă bucur că și-a deschis porțile foarte larg către cei mici. There are thousands of young children that come and watch films at Astra Film Festival. This is the audience of tomorrow. Vorbim de niște generații care își construiesc cultura nu pe baza cuvântului, ci pe baza imaginii. Astra Film is educating, is forming a new audience, and I think this is essential. Și pe de altă parte e un soi de educație care se face prin emoție. Over 20,000 children and young people watch movies here. So important to keep the dialogue going, to overbridge differences between cultures, religions, politics. I think it's very nice that it's also evolved into an artistic documentary festival. It's an incredibly creative time in documentary storytelling. So the individual voice, author-driven documentaries. In film in general, it's about honesty. If you want to get to the heart of the audience, you have to tell that honest story. You have to empathize with the point of the filmmaker in order to appreciate the documentary. For me personally, it's a way to explore the world through these films and through kind of, you know, the skills of a director and an editor and their team giving us access into these worlds that we don't get access into. Și noi asistăm întâmplător pentru că s-a găsit un regizor care să extragă experiențele acestea din anonimat și să le pună în față. Subiecte care nu sunt tratate nicăieri altundeva, pentru mine filmul documentar este absolut esențial. Films from all over the world come to Sibiu because of the Astra Film Festival. You know, once a film is selected for a festival like this, that is, you know, kind of a stamp of approval. Making films, it's like a constant learning process, so it's like a constant evolution of understanding the language, finding the form, understanding yourself and the world. You have to stay open for the world and for everything you see and not fall into your own bubble. I think the big force of documentary is to show people all kinds of stories all over the world in many different forms. Cred că participarea la festivalul Astra Film și vizionarea de documentare ne ajută să ne lărgim destul de mult perspectivele. And that's the point of the festival, is to bring people together and have conversations afterwards with their fellow citizens. I've been really impressed here that every screening I've been to has been full. Mă bucur să văd că în jurul festivalului acesta s-a creat o adevărată comunitate. It was one of my first festivals and like an amazing experience because I did like the first Q&As after the screening and getting like immediate reaction from the audience. So it was very memorable. M-am emoționat la aceste proiecții pentru că mi-am reamintit de motivul pentru care m-am apucat să fac filme. Când am venit aproape singur, nu știam pe nimeni și acum e finalul și deja mi-am făcut prieteni și e foarte drăguț, e așa, o comunitate. Încep să mă atașez din ce în ce mai mult la acest festival. Festivalul îi nominează premiul de excelență lui Michael Stewart. Documentarul are un atu mare, poate să îți dea astfel de fiori ai realului.
Există un, cum spun germanii, Zeitgeist, spiritul timpului. Sibiu a fost tot timpul în istoria lui de 800-900 de ani azi mâine, în spiritul timpului european. Și se vede astăzi cum acest festival răspunde timpului.